Târgul de la Recea, organizat de Sărbătoarea Pantelimonului, a devenit tradițional pentru locuitorii din sudul județului Argeș. Sunt și anul acesta producători care și-au expus produsele în mare parte aceleași ca în orice magazin, dar și câțiva producători locali. Cum a mers producția noastră? Nu prea bună, nu prea bună. De ce? În cauza ploilor? Ploilor, n-a dat la timp când a plouat salcâmul. Nu, n-a mers bine. Ați avut probleme cu stufii? Nu, nu am avut nicio problemă. Stufii a mers perfect, nu-s bolnav. La ce a mers mai bine? Cel mai mult dat la rapiță, să știți. La rapiță? Da. Cel mai mult. Da? Și ați venit acum, cum vi se pare târgul la Rece? E slăbuț. Ce să, ăsta-i târg. Mai slăbuț ca anii trecuți. Da, sigur că da. Vânzare până acum? Eu sunt niciun mic. Da, până acum mic. Zero. Zero. Da, eu sunt același, de-aia am venit cu borg. Sunt la 150 de metri stau. Au fost și meșteșugari sosiți din alte județe, precum Dâmbovița. De la Odobești. De la Odobești, Dâmbovița. Dâmbovița. Da. Și de când vă faceți asemenea? Asta de bătrân, din bătrân, din tinerețe. Părinții noștri au făcut la fel. Și noi îi ducem mai departe tradiția. Numai dumneavoastră lucrați sau aveți și copii? Eu și soția, copiii nu mai lucrează. E la servicii. Nu mai face, la școli. Păi și de ce, nu i-ați învățat să nu vrea să mai lucreze așa ceva. Nu le place lor, că e tineret, să duce după fete. Nu prea. Mulțumim lui Dumnezeu pe ce ne pregătește el. Și de mult și de puțin. Și ați venit aici, dar aici auziți în toate târgurile? În toate târgurile și aici mereu venim pe fiecare an. Ne cunoaște clienții. Avem. Apoi prea de dimineață, mai târziu. Mai se duce lumea la biserică, mai face alte probleme. Mai târziu vine. Cât vă ia ca să faceți, de exemplu, știu eu, un... Păi să lucrează în serie, n-am calculat așa, dar oricum să muncește, e manual, totul e manual. Da, totul e manual. Facem dântei, din plop. Da. Copiii, dar și tineretul, au avut la dispoziție tiribombe, un trenuleț electric și călușei. Lume destul de puțină și necăjită că târgul nu a mai avut spectaculozitatea din alți ani. E frumos târgul, lume puțină, lumea n-are bani ca să ia de toate ce e aici. Ați trecut, erau mai mulți producători, anul ăsta de ce nu? A fost mai mulți, da. Acum a fost și ploile astea. Anul o să fie foarte bun, la porumb e foarte bun timp. Și la restul, la legume? Și la... Alea s-au mai prăpădit la grădini, la astea ce să... Cei care își doreau îmbrăcăminte, fie de damă, fie de bărbați, o puteau procura de la comercianții ce aveau astfel de marfă. Tarabele cu mici și bere nu au lipsit din peisaj, însă, față de anii trecuți, târgul de Pantelimon de la Recea nu a mai avut aceeași atracție la public.